Bună ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi, în cadrul capitolului Organizarea sistemului nervos la om, vom învăța reflexul. Pentru început, să răspundem la următoarea întrebare. Ce este un reflex? Reflexul este cea mai simplă formă de activitate nervoasă. La orice stimul sosit din mediul extern sau intern, sistemul nervos dă un răspuns rapid și adecvat. Acest răspuns se numește reflex sau act reflex. Orice reflex are o bază anatomică, un traseu prin care este condus impulsul nervos. Acest traseu poartă numele de arc reflex. Arcul reflex prezintă 5 componente. Receptorul care preia informația, numită și stimul, și care transformă energia stimulului într-un impuls nervos. Calea aferentă, numită și senzitivă, conduce informația, sub formă de impulsuri nervoase, spre centrul nervos. Centrul nervos analizează informația și elaborează comenzi. Centrul nervos este localizat în sistemul nervos central. Calea eferentă, numită și motorie, conduce comanda spre efector, iar efectorul execută comanda. Reflexul stă la baza funcționării sistemului nervos. Din punct de vedere funcțional, ne amintim că sistemul nervos poate fi somatic și vegetativ. Astfel, și reflexele pot fi de două tipuri. Reflexele somatice, în care efectorul este un mușchi striat, și reflexele vegetative, în care efectorul este un mușchi neted din structura unui organ intern sau din peretele unui vas de sânge, un mușchi striat de tip cardiac, din alcătuirea miocardului sau o glandă. Să analizăm împreună câteva reflexe. Vom începe cu reflexele somatice. Avem un reflex somatic monosinaptic și un reflex somatic, dar polisinaptic. Cum ne dăm seama că aceste reflexe sunt somatice? Păi căutăm efectorul. În primul caz, observăm că efectorul este un mușchi striat, un mușchi scheletic, și anume mușchiul quadriceps, localizat pe fața anterioară a coapsei. În al doilea reflex, efectorul este tot un mușchi striat, un mușchi flexor, localizat pe partea anterioară a brațului. Prin urmare, avem aici două reflexe somatice. În primul caz, observăm reflexul rotulian. Un reflex miotatic care constă în contracția bruscă a unui mușchi ca urmare a stimulării tendonului său. Să vedem acum ce se întâmplă. Stimulul este mecanic, o lovitură cu ciocănelul sub rotulă. Acesta acționează asupra receptorului, localizat chiar în interiorul mușchiului quadriceps. Avem acolo niște fusuri neuromusculare. La nivelul receptorului, ia naștere impulsul nervos, care se transmite prin calea aferentă, numită și senzitivă, a nervului spinal, spre centrul nervos. Calea aferentă,
observăm că este formată din neuroni somatosensitivi localizați în ganglionul spinal de pe rădăcina posterioară a nervului spinal. Dendrita acestui neuron vine în contact cu receptorul, iar axonul pătrunde în substanța cenușie a măduvei spinării, respectiv în centrul nervos. Observăm cum axonul neuronului somatosensitiv face sinapsă direct cu neuronul somatomotor din cornul anterior, ceea ce înseamnă că centrul nervos al acestui reflex este monosinaptic. Centrul nervos elaborează o comandă ce se va transmite prin calea eferentă, numită și motorie, a nervului spinal spre efector. Calea eferentă, observăm că este formată din axonul neuronului somatomotor din cornul anterior. Efectorul, după cum am spus, este chiar mușchiul quadriceps. Iar răspunsul obținut prin contracția acestui mușchi va fi extensia, vedeți, extensia gambei. Deci, în cazul acestui reflex, răspunsul va fi extensia gambei. Extensia se produce atunci când se mărește unghiul dintre oasele articulate. Reflexul miotatic participă la menținerea tonusului muscular, a posturii generale a corpului împotriva gravitației. Al doilea exemplu este un reflex de flexie. Un reflex de flexie, de apărare al organismului. Un reflex care se numește nociceptiv. Reflexul nociceptiv constă în retragerea bruscă a unui membru din fața unui agent nociv, corp fierbinte, înțepătură, curent electric. Și în acest caz pornim de la un stimul care acționează asupra receptorului localizat în tegument. Impulsul nervos generat la acest nivel se transmite prin calea aferentă, senzitivă, formată tot din neuroni somatosensitivi localizați în ganglionul spinal de pe rădăcina posterioară a nervului spinal. Din nou, dendrita acestui neuron vine în contact cu receptorul, iar axonul introduce impulsul nervos în substanța cenușie a măduvei spinării. Observăm, deci, că centrul nervos este localizat tot în măduva spinării, dar este polisinaptic. De ce? Iată, între axonul neuronului somatosensitiv și neuronul somatomotor se interpune un neuron numit neuron intercalar sau neuron de asociație sau un interneuron. Atunci, la nivelul centrului nervos vom avea două sinapse. Și atunci spunem că acesta este un reflex polisinaptic, mai exact bisinaptic. Calea eferentă motorie este formată din axonul neuronului somatomotor localizat în cornul anterior al măduvei spinării. Acest axon conduce comanda generată la nivelul centrului nervos spre efector, care efector este un mușchi flexor de la nivelul brațului. Răspunsul în această situație va fi flexia, mișcarea opusă extensiei, da? Flexia antebrațului cu retragerea membrului din fața agentului nociv. Deci, dacă extensia se produce când se mărește unghiul dintre oase, flexia se produce atunci când se micșorează unghiul dintre oase.
reflexele vegetative. Coordonează activitatea organelor interne, vasele de sânge și glandele. În acest exemplu avem un reflex vegetativ, cu centrul nervos localizat tot în măduva spinării, dar în coarnele laterale. Stimulii acționează asupra receptorilor. Receptorii sunt localizați în peretele viscerelor sau al vaselor de sânge. Calea aferentă este formată din neuroni, de data aceasta viscerosenzitivi, localizați tot în ganglionul spinal de pe traseul rădăcinii posterioare a nervului spinal. Dendrita vine în contact cu receptorul, iar axonul introduce impulsurile, informațiile, în substanța cenușie a măduvei spinării, dar de data aceasta într-un corn lateral. Centrul nervos, localizat în cornul lateral al măduvei spinării, conține, dacă puteți observa, un neuron intercalar, interneuron sau neuron de asociație. Prin urmare, și în cazul arcului reflex vegetativ, centrul nervos este polisinaptic. Calea eferentă este diferită de calea eferentă a reflexelor somatice. Dacă suntem atenți, putem observa cum această cale eferentă este formată din doi neuroni visceromotori. Unul, primul, localizat în jumătatea anterioară a cornului lateral, acesta prin axonul lui formează rădăcina anterioară a nervului spinal, doar că acest axon se oprește într-un ganglion vegetativ dintr-un lanț ganglionar. Aici are loc o sinapsă cu un neuron visceromotor localizat în acest ganglion, iar axonul acestui neuron visceromotor distribuie comanda efectorului. Efectorul se găsește tot în peretele organului intern și poate fi un mușchi neted sau o glandă. Dragi copii, deși am prezentat doar reflexe care au centrul nervos în măduvă, respectiv reflexe medulare, există și reflexe care au sediul în alte organe ale sistemului nervos central, ca de exemplu trunchiul cerebral sau în emisferele cerebrale. Să concluzionăm reflexul prin prezentarea schematică a arcului reflex. Un stimul este preluat, recepționat de un receptor, care generează un impuls nervos. Impulsul nervos, printr-o cale aferentă, senzitivă, este transmis centrului nervos. Acesta analizează impulsurile și elaborează comenzi. Comenzile vor ajunge prin căi eferente, numite și motorii, la efectori, care, executând comenzile, dau răspunsuri adecvate.